Vă invit să citim selectiv câteva cuvinte din Scripturi. A doua carte a Bibliei, Exod, capitolul 3. Pagina 61 în traducerea Cornilescu. Exod, capitolul 3. Citim selectiv versetele 10-11 și capitolul 4, versetele 1 și 2. Exod, capitolul 3, versetul 10. Acum vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Întoarcem pagina, capitolul 4, versetul 1. Moise a răspuns și a zis, iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu, ci vor zice, nu ți s-a arătat Domnul. Domnul i-a zis, ce ai în mână? El a răspuns, un toiag. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Frați și surori, stimați prieteni, oaspeți ai casei Domnului, dragii noștri care sunteți online cu noi în această seară, vrem să vă salutăm, să vă binecuvântăm și să punem numele Domnului peste fiecare. În vremea aceasta, Domnul ne-a pus pe inimă să privim în Scripturi și pentru o perioadă de câteva duminici să studiem întrebările Bibliei. Ele sunt multe, dar noi, potrivit călăuzirii Duhului, ne vom ocupa de câteva, încercând să desprindem învățătura lui Dumnezeu și, mai mult de atât, să o aplicăm la viața noastră spirituală. Ce ai în mână? Este întrebarea lui Dumnezeu pentru Moise, o întrebare provocatoare. Este întrebarea lui Dumnezeu pentru noi în această seară, de asemenea, o întrebare provocatoare. După 40 de ani de viață trăită în capitala lumii de atunci, în Egipt, ani de glorie, de lux, de idolatrie, de cultură, de educație aleasă, de superioritate, Moise, în urma unor circumstanțe, devine singur cu Dumnezeu, cioban la oi, în pustia Madian. În urmă erau palatele împărătești, erau templele grandioase din Egipt, erau amintirile la superlativ. În prezent era școala zdrobirii, a umilinței, erau oile, munții, dealurile și singurătatea în care nu se putea ascunde de Dumnezeu. Aici caracterul lui Moise, împreună cu Dumnezeu, a cunoscut schimbări profunde, majore. A dispărut din inima lui idolatria, mândria, violența, încrederea în sine și multe altele asemenea acestora, fiind înlocuite cu blândețea, cu bunătatea, cu răbdarea și cu o deplină dedicare pentru Dumnezeu, lucruri nemai întâlnite până atunci în viața lui Moise. În primul rând, în această seară, concentrându-ne la întrebarea lui Dumnezeu pentru el, dar și pentru noi, ce ai în mână, aș vrea să observăm care a fost trecutul lui Moise înainte să-l cunoască pe Dumnezeu. Cine a fost acest om? În primul rând, Scripturile ne spun, în Evrei, în capitolul 11, versetul 23, că Moise a fost un copil frumos, de parte bărbătească, un băiat, născut într-o circumstanță socială complicată, în prizonieratul egiptean. Moment în care legile Egiptului nu permiteau sclavilor evrei să mai nască și mai ales să nască băieți, fiindu-le teamă că sclavii se înmulțesc la număr și că vor deveni mai puternici decât ei, folosindu-se de această forță vor ieși din prizonierat și ei vor pierde imensa muncă gratuită pe care o aveau.
Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că copilul este frumos, nu s-au lăsat înspăimântat de porunca împăratului și părinții l-au păstrat. Acesta este textul din Evrei. Asta ne spune Biblia despre Moise. S-a născut în circumstanțe grele. A fost amenințat cu moartea. O minune a făcut ca el să nu moară. În al doilea rând, Scriptura ne spune că el devine prinț la palatul Egiptului. Printr-o circumstanță fericită, pusă la cale de Dumnezeu, în Exod, capitolul 2, versetul 10, Biblia spune: copilul a crescut și ea l-a adus fetei lui Faraon și el i-a fost fiu. I-au pus numele Moise, adică scos, căci a zis ea: l-am scos din Nil, din apă. În al treilea rând, Biblia ne spune despre Moise că a fost un bărbat educat după toată înțelepciunea Egiptului, Fapte 7:22. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Avea elocință în vorbire, era un bărbat organizat, un bărbat inteligent, educat, era un om cult. În al patrulea rând, Scriptura ne spune că el a fost un om violent și predispus să-și rezolve problemele prin forță. Exod, capitolul 2, versetele 11 și 12. În vremea aceea, Moise, crescând mare, a ieșit pe la frații săi și a fost martor la muncile lor grele. A văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu, unul din frații lui. S-a uitat în toate părțile și, văzând că nu e nimeni, a omorât pe egiptean și l-a ascuns în nisip. Observați, n-a avut niciun dialog cu egipteanul. N-a încercat să-l convingă de atitudinea lui greșită. Pur și simplu l-a omorât. Sunt sigur că era pregătit în domeniul acesta, pentru că toți prinții de la palatul lui Faraon erau educați în tehnica războiului, în tehnica luptei. În al cincilea rând, Biblia ne spune că el, fiind în pericol, părăsește Egiptul și lasă în urmă toată perspectiva pe care o avea să devină faraon sau ceva asemănător. Fapte 7:29. La auzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de a locui ca străin în pământul Madian, unde a născut 2 fii. Acolo s-a căsătorit cu fica preotului acelei zone. În al șaselea rând, Biblia ne spune despre Moise că se stabilește acolo, departe de Egipt, fugind de faraon care încerca să-l omoare pentru atitudinea lui de trădare față de egipteni, asociindu-se cu interesele evreilor, care erau niște sclavi, prizonieri. Și cuvântul Domnului spune în Exod, capitolul 3, versetul 1, prima parte: Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Aceasta era preocuparea lui, era munca lui zilnică, era cioban și în pustia aceea păștea oile socrului lui. În al șaptelea rând, Biblia ne spune că acolo și atunci, în starea aceea de umilință, vă puteți imagina un prinț din mijlocul civilizației egiptene, care în vremea aceea era mai mult decât este America astăzi, înconjurat de servitori, plin de bani și de oportunități regești, să ajungă în singurătatea Madianului cioban să pască oile, vă puteți imagina ce sentiment de umilință a încercat acest bărbat? Cât de zdrobit a fost în inima lui, câte întrebări avea în mintea lui. Probabil că a spus: Doamne, ce rău am făcut că l-am omorât pe netăiatul ăla împrejur, că se purta urât cu unul dintre copiii tăi, evreii. Nu trebuia să mă port așa. Doamne, tu în loc să mă feliciți, ai îngăduit să fiu izgonit de la curtea lui Faraon, unde puteam să am influență. Dacă eu ajungeam Faraon, rezolvam problema neamului evreilor. Și tu ce ai făcut, Doamne? Ce-i cu tine? De ce nu intervii? De ce nu te implici, Doamne? Numai oamenii care trec printr-o perioadă de zdrobire ieșită din comun, adică de sus de tot, din fruntea piramidei, din vârful piramidei, circumstanțele vieții îi azvârle jos în rușine și în umilință. Oamenii aceștia au nopți nedormite, au o căutare a noii lor identități, trec printr-un proces de durere imposibil de pus în cuvinte și această perioadă de zdrobire în teascul lui Dumnezeu este una dintre cele mai adânci și puternice școli ale vieții lor. De acolo caracterul lor este diferit. Așa s-a întâmplat cu Moise. Și acolo și atunci Dumnezeu iese și îi vorbește lui Moise următoarele.
îl cheamă să conducă o lucrare specială de eliberare a evreilor. Și în Exod, capitolul 3, versetele 2 și 10, Biblia spune: Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc, nu se termina focul. Acum vino, spune versetul 10, eu te voi trimite la Faraon și voi scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. În câteva cuvinte, așa ne prezintă Scriptura trecutul lui Moise. Până la momentul în care Dumnezeu vine la el și îl întreabă ce ai în mână. Se naște în condiții ciudate. O împrejurare fericită îl duce în casa lui Faraon ca și fiu înfiat, ca și copil adoptat. Crește în cele mai bune condiții sociale, intelectuale, materiale. Este educat în toate privințele. Dintr-o dată luând apărarea unui evreu, trebuie să fugă pentru ca să nu-l omoare Faraon. Și după anii aceia de lux, de confort, de perspectivă grozavă, ajunge cioban într-o singurătate, cu o mare problemă în sufletul lui, de care nu poate scăpa. Doamne, de ce aici? Ce s-a întâmplat cu mine? Unde ești? Ce rău am făcut? Am încercat să fac dreptate, să fiu cinstit. Doamne, am încercat să fac ceea ce am crezut că e normal să fac la vremea aceea. În al doilea rând, aș vrea să observăm privind în Scriptură cum reacționează Moise la chemarea lui Dumnezeu. Vino, îi spune Dumnezeu, te-am ales, vreau să te pun în fruntea acestui popor de sclavi pe care vreau să-l scot din prizonierat, pentru că plânsul și durerea și nedreptatea făcută lor a ajuns atât de mare încât eu, Domnul, nu mai suport. Vreau să-i scot din robie, vreau să-i fac oameni liberi. Au nevoie de un conducător, de un lider, de o căpetenie. Vreau să te promovez, să te pun în fruntea acestui popor. Intenționat, în mintea mea de Dumnezeu, am permis să fii zeci de ani la palat, ca să te pregătești în toate privințele, să înveți toată știința, toată filozofia, toată tehnica războiului. Intenționat te-am dat jos, am dat jos pe unul după tine, pentru că aveai o părere înaltă despre tine și te-am trimis în pustie, cioban, pentru ca să te smerești și pentru ca să te zdrobesc. Acum personalitatea ta am ajuns-o la nivelul la care Dumnezeu are nevoie de tine. Vino acum, te pun în fruntea acestui popor de sclavi pentru ca să-l scoți din Egipt. Cum a reacționat Moise la această provocare uluitoare? Moise se sperie de dimensiunea chemării lui Dumnezeu și încearcă să se eschiveze, adică să se ferească să răspundă da. Încearcă să se dea înapoi. Și priviți la câteva metode pe care le-a folosit Moise și câteva argumente la care Dumnezeu vine cu contraargumente și încearcă să-l convingă. Primul argument de împotrivire a lui Moise a fost următorul, Exod 3:11. Moise a zis lui Dumnezeu: Doamne, cine sunt eu să mă duc la Faraon? Anonimat personal. Scuza anonimatului personal: Doamne, cine sunt eu să mă duc? Eu sunt un nimeni, Doamne. Dacă ai fi venit la mine când eram la curtea lui Faraon, prinț pe lângă Faraon, în guvernul lui, cu perspectiva de a conduce, atunci te înțelegeam, aveam influență, eram cunoscut, aveam titluri, pogneam din degete și oamenii aceia executau. Dar acum, Doamne, m-ai coborât sub nivelul oamenilor. Cum mă trimiți acum să fiu un lider când eu nu mai conduc decât oile? Nimeni nu mă cunoaște, nu mai știe de mine. Faraon, guvernul lui, dacă mă văd, mă omoară. Cum mă trimiți tu înapoi acolo? Doamne, ce vrei să faci cu mine? Doamne, sunt un anonim. Nu mă duc pentru că sunt un anonim. Ai mai auzit scuza asta? Doamne, nu fac pentru că eu sunt un anonim. Doamne, nu mă bag pentru că eu sunt un anonim. Doamne, nu accept propunerea ta pentru că sunt un anonim. Lucrarea aceasta este pentru oameni mari, dar eu sunt un nimeni, Doamne. Cine sunt eu să te uiți la mine? Cine sunt eu ca să mă pui în slujba asta? Anonimat personal, complex de inferioritate. Uitați ce spune Domnul. Versetul următor, 12. Eu sunt cu tine. Și când eu sunt cu tine, tu nu mai ești un anonim. Când Dumnezeu te cheamă, nu te cheamă ca să te trimită singur.
și după ce te cheamă restul vieții, El merge cu tine. Și chiar dacă ești un anonim, chiar dacă nu ești o persoană celebră, chiar dacă nu ești un om cunoscut, cu influență, faptul că Dumnezeu este cu tine, vei schimba istoria. Moise a spus: Doamne, eu sunt un nimeni. Dumnezeu îi spune: eu sunt cu tine și tu nu mai ești un nimeni când eu sunt cu tine. Vedeți cum gândesc oamenii și cum gândește Dumnezeu? Cum se gândește prin logică și cum se gândește prin credință? Această diferență, de multe ori, ne împinge în lucrare sau ne separă pentru întotdeauna de lucrarea lui Dumnezeu, făcându-ne vinovați. Noi ne uităm la noi și știm ce oameni mari ar trebui să fie oamenii pe care îi caută Dumnezeu. Și atunci spunem: Doamne, nu pe mine, că eu sunt un anonim. Și Dumnezeu spune: nu mai spune asta atunci când eu sunt cu tine. Eu sunt cu tine. Eu sunt cu tine. Capezi valoare datorită prezenței mele în viața ta. Noi știm cum fac oamenii de business. Cumpără case mici care aproape se dărâmă și le renovează și le remodelează. Și casa aceea care costa 200 de mii de dolari, o fac de 500 de mii de dolari. Îi dau valoare. Bagă în ea granit, bagă în ea tot felul de... tot felul. Îi dau valoare. Ei, când Dumnezeu vine în viața ta, primești valoare. Valoarea pe care o ai nu ține de cine ești tu, ci ține de prezența lui Dumnezeu în viața ta. De aceea trebuie să cauți fața Domnului. Al doilea argument al lui Moise. Capitolul 4, versetul 10. Pe lângă anonimat personal, incompetență personală. Anonimatul are legătură cu cine ești, incompetența are legătură cu ce știi să faci. Și Moise, pe lângă faptul, spune: eu sunt un nimeni, văzând că nu ține argumentul la Dumnezeu, acum încearcă să spună un al doilea argument, spunând: eu nu știu să fac nimic. Priviți cu ce spune el lui Dumnezeu. Moise a zis: ah, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbire ușoară. Am acest defect de mult, de când mă știu. N-am abilitatea să vorbesc, iar tu vrei, Doamne, să mă trimiți undeva unde să folosesc vorbirea. Eu sunt un om bâlbâit. Nu pot să vorbesc. Când o să mă apuc să-i spun lui Faraon ceva, Faraon nu o să mă înțeleagă. Se spune că s-a făcut de mult un concurs de sărit cu parașuta din avion. Și erau 10. Și au sărit unul după altul. Și acolo a ajuns și o ambulanță în situația în care se întâmplă ceva să fie acolo. Știți bine că întotdeauna un parașutist are două parașute, una pe care o folosește și alta de rezervă. Și instructorul le-a spus la fiecare înainte să sară: numărați până la 10, când ați ajuns la 10, trageți și se deschide parașuta. Și 1, 2, 3, 4 se deschid 9 parașute, a 10-a nu se deschide. Și se uită ambulanța, se uită cei din ambulanță speriați la cel care venea ca un glonț spre pământ. Buf! Nu s-a deschis parașuta. Din întâmplare a căzut exact într-o grămadă de fân, căpiță, dacă mai știți ce e aia căpiță de fân. Erau pe câmp, când se tăia fânul, se făcea așa în căpiță de fân. Și a căzut chiar acolo. Se duc cei cu ambulanța, repede zgârmă după el și până la urmă îl găsesc. Ce credeți că făcea? El zicea: opt. Era bâlbâi și ajunsese cu număratul de abia la 8. Ei, ceva de genul acesta e cu Moise. Moise era o persoană bâlbâită și nu era în stare de performanța de a-și folosi vorbirea. Și spune: Doamne, eu sunt un nimeni. Nu, nu ești un nimeni, că eu sunt cu tine. Atunci Moise spune: Doamne, dar eu nu mă pricep să fac asta. Și uitați care este argumentul lui Dumnezeu. Aron este cu tine. Aron are o vorbire aleasă. Eu te trimis să lucrezi în echipă, Moise. Eu nu te pun șef, eu te pun slujitor. Vei avea alături de tine un grup de oameni care vor acoperi defectele tale și calitățile lor vor fi calități în echipa în care tu lucrezi. Eu sunt cu tine pentru persoana ta. Aron e cu tine pentru lipsurile din slujirea ta. Să mă uit să mă debagi parte. Și în al treilea rând, el vorbește despre necunoașterea lui Dumnezeu. Spune: Doamne, eu nu te cunosc. Când oamenii îmi vor cere relații despre tine, nu știu ce să le spun. Și Dumnezeu spune: tu știi multe lucruri despre mine. Eu sunt Dumnezeu părinților tăi, a părinților și a bunicilor. Eu sunt sigur că atâta timp cât ai stat lângă mama, mama ți-a povestit despre experiențele ei cu mine. Ei, să știi că eu sunt Dumnezeul ăla. Probabil că ai stat lângă bunicii tăi și bunicii aceia ți-au povestit cum era odată. Ei, să știi că eu sunt Dumnezeul acela.
Dumnezeul acela despre care îți vorbea mama și bunica, eu sunt. Cum spui tu că nu mă cunoști? Tu ai undeva în memoria ta povestiri cu mine, experiențe de ale părinților și bunicilor cu mine. A patra intenție a lui Moise să se scuze. Necredința oamenilor. Spune-l în Exod capitolul 4, versetul 1. Doamne, eu mă duc, dar ăia nu mă cred. Ăia sunt niște oameni de nimic, niște oameni necredincioși. Când o să mă vadă, o să râdă de mine și o să-mi spună, du-te mă de aici că tu nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Dacă a văzut că nu funcționează argumentele cu privire la el, la cine este, la ce știe să facă, atunci încearcă să dea vina pe popor. Și uitați ce spune Dumnezeu. Semnele și minunile supranaturale pe care o să le faci când ajungi acolo vor fi ușa deschisă spre inima lor. Și acest supranatural care se va manifesta prin tine, prin puterea pe care eu ți-o dau, va stârni curiozitatea lor și ei vor cădea în capcana curiozității și te vor asculta. Pentru că tu vei face semne și minuni. Aduceți-vă aminte ce spune Scriptura despre apostoli în Faptele Apostolilor. Semnele și minunile întărea, sprijinea Evanghelia care era predicată. Aceeași metodă. Uitați ce spune Dumnezeu. Semnele și minunile vor stârni curiozitatea lor și te vor asculta. Moise continuă și în ultimul rând spune, Doamne, hai să spun adevărul, nu vreau să mă duc. Am încercat să fiu politicos și să spun că nu sunt în stare, că nu mă pricep, că n-am o personalitate grozavă, că oamenii azi necredincioși, iartă-mă, trebuia să spun de la început verde în față, uite, îți spun acum, nu mă duc. Și acum fiți atenți cum reacționează Dumnezeu. Dacă întotdeauna a avut contraargumente pentru Moise încercând să-l convingă, de data aceasta când spune că nu vreau să mă duc, știți ce face? Priviți versetul 14. Dumnezeu se mânie. Atunci când nu știi, te învață cu bucurie. Atunci când nu poți, te ajută cu bucurie. Dacă nu vrei, se mânie. Dumnezeu înțelege că nu știi, înveți. Înțelege că nu poți, te ajută. Dar nu înțelege să nu vrei. Dacă nu știi, să nu te sperii, că înveți. Nimeni nu s-a născut învățat. Dacă nu poți, să nu te sperii, că înveți. Nimeni nu s-a născut învățat. Dar dacă nu vrei, vine un pic încoace. Când nu vrei, ești răutăcios. Și atunci Dumnezeu se mânie. Și mânia lui îți este suficientă să te vindești de răutate. În această situație Moise capitulează și spune, bine Doamne, mă duc. Acesta este dialogul lui Moise cu Dumnezeu. Nu vrea să se ducă, știți de ce? Pentru că el a înțeles responsabilitatea chemării, greutatea acestei slujbe. Să conduci un popor de sclavi, needucați, nemulțumiți, oameni care nu știau decât bătuți să facă treabă. Oameni dezorganizați, fără cultură, niște fugari. Să-i conduci pe ăștia? Păi mai bine mori. Moise a știut lucrul ăsta. Și Dumnezeu îi spune, du-te, eu te voi sacrifica pe tine pentru viitorul lor. Și așa a fost. În al treilea rând, frați și surori, aș vrea privind în Biblie să privim cum l-a afectat, să înțelegem cum l-a afectat pe Moise cunoașterea lui Dumnezeu și implicarea în slujbă. Moise a trecut printr-un proces complicat de maturizare spirituală pentru a fi capabil de lucrarea glorioasă la care l-a chemat Dumnezeu. Pentru că Moise a avut prea mare încredere în el, când era la curtea lui Faraon, Dumnezeu a trebuit să-l zdrobească. Moise a fost un om educat și în primii 40 de ani de viață și a însușit toată înțelepciunea Egiptului. A fost învățat la palatul lui Faraon toată tehnica războiului, toată înțelepciunea și în sfârșit a știut să se descurce în viață și să fie un lider. Dar el avea o părere înaltă despre el. Atunci când oamenii sunt în controlul lucrurilor din viața lor, devin suficienți pentru ei și nu mai au nevoie să depindă de Domnul. Și eu și dumneata am trecut prin multe experiențe dureroase în viață. Ce am învățat din asta? Știți ce am învățat? Am învățat următorul lucru. Când suntem deștepți, când ajungem sus, când suntem în controlul lucrurilor, când suntem în stare singuri să le facem, nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Avem pricepere, înțelepciune, oameni care să ne ajute, avem bani, avem soluții. Unde mai e nevoia lui Dumnezeu, de Dumnezeu? Nicăieri, ne descurcăm singuri. Nu există pentru un om al lui Dumnezeu, pentru oamenii de succes, ăsta e cel mai mare risc. Autosuficiența.
Să crezi că depinzi de tine, de soluțiile tale, de inteligența ta, de ungerea pe care o ai, de priceperea pe care o ai, de ce știi să faci, de performanța la care ești în stare să ajungi și să fii în stare să rezolvi orice. Care ți-e problema? Vino la mine că am o soluție. Care ți-e problema? Vino încoace că am o soluție. Care ți-e problema? Am o soluție pentru tine. Un om care nu mai are nevoie de Dumnezeu așa de mare în mod direct. Ei, când Moise a ajuns aici, Dumnezeu a spus: tu ai o mare problemă. Știi să faci lucrurile fără mine. Vino încoace. Și l-a pus pe Dumnezeu pe Moise într-un teasc al umilinței și l-a zdrobit până a ieșit tot mirosul din el. Și din palatul faraon l-a trimis în pustie să îngrijească oile. El care trăia printre prinți și prințese, acum trăia printre oi și capre. Ce miros, ce mizerie, numai lapte de capră și de oaie toată ziua, să te mănânce țânțarii, să te bată soarele în cap, să-ți fie frig noaptea, tu care te învârteai în palatul faraon. Atunci când un om al lui Dumnezeu ajunge în performanța slujirii lui atât de sus încât să fie în stare să răspundă prin metode personale la tot ce se întâmplă în jurul lui, atunci Dumnezeu, pentru că îl iubește, îl ia și îl trântește de acolo și îl lasă să cadă, nu să moară, ci doar să se lovească. Și când ajunge jos, omul acesta înțelege privind în urmă că nu i s-a întâmplat al lucru mai bun în viață decât că Dumnezeu l-a împins de sus. Pentru că acolo sus ai o părere înaltă despre tine. Performanța la care ai ajuns, abilitățile care le ai, trecerea înaintea oamenilor, poziția și toate celelalte lucruri sunt ca un păun care ți se urcă în cap. Pune cineva păunul pe tine. Și Moise cu păunul pe el la curtea lui faraon, îl ia Dumnezeu și îl îmbrâncește și cade păunul după el. Și Moise dintr-o dată trăiește printre oi și capre și are despre el cea mai proastă impresie. Acum spune: Doamne, am nevoie de tine, nu mai am nicio soluție. Doamne, mi-e frică să mut pasul fără tine, am nevoie de tine. Pentru un slujitor care ajunge la performanță, pentru o mamă sau pentru un tată care sunt prea siguri pentru ei, pentru cineva care știe să facă toate lucrurile fără să-l mai învețe nimeni, cel mai mare risc este autosuficiența. Atunci Dumnezeu, din iubire, e pus în situația să-l împingă pe omul acesta într-un necaz, într-o experiență dureroasă, să-l împingă într-o groapă cu lacrimi, pentru ca să învețe dependența de Dumnezeu. Pentru ca să nu mai poată să rezolve singur lucrurile. Cel mai nefericit copil al lui Dumnezeu este cel care rezolvă problemele fără ajutorul lui tata, depinzând doar de el, de resursele lui, de abilitățile lui, de organizarea lui și de viziunea lui. Și atunci Dumnezeu, din dragoste pentru el, îl smerește, îl împinge într-o situație de criză, de lacrimi, de durere, de jale, pentru ca să-l învețe dependența de tatăl. Asta este tot ce i s-a întâmplat lui Moise. Pentru a-i readuce la dependență de Dumnezeu, stăpânul îi implică pe copiii săi, care nu mai sunt dependenți de el și care au resurse de independență, îi implică în situații care îi obligă să se întoarcă la sursă, la bază, la origine. Ca și un avion care pleacă, oricât combustibil ar avea, nu poate zbura veșnic. Trebuie să se întoarcă la bază, să mai fie controlat, să îi se mai pună gaz. Așa vrea Dumnezeu să aibă o relație cu cei mai grozavi dintre slujitorii lui. Apoi, pentru că acum Moise nu mai avea deloc încredere în el și nici în nimic altceva din jurul lui, Dumnezeu începe să zidească credința lui Moise, dar nu în el. Adică nu în Moise, ci în Dumnezeu. Când el a plecat de la faraon, a avut încredere în el, în pustie, pierdere încrederea în el și primește încredere în Dumnezeu. Acum era bun de slujitor. După acest transfer de credință din el în Dumnezeu, după acest transfer de capacitate de la el la Dumnezeu, Moise este potrivit pentru slujire. Priviți, vă rog, că Moise ezită să răspundă chemării lui Dumnezeu în lucrare, deoarece el se vede în cel mai nepotrivit moment din viața lui. Nu mai sunt cetățeanul din cel mai mare imperiu, nu mai am sceptru pe care l-am avut,
Nu mai sunt violent și sigur pe mine ca odinioară. Nu mai am carul de luptă și nici sabia pe care am avut-o atunci. Ce să faci cu mine, Doamne, în situația asta? De-abia acum un om devine bun pentru lucrare. Când îi se pare că e deștept, să știți că este periculos pentru împărăția lui Dumnezeu. Omul ăsta va fi orgolios, mândru și va crea numai partide în jurul lui. Omul care crede că e deștept în împărăția lui Dumnezeu este cea mai periculoasă persoană. Omul acesta, mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu îl va îmbrânci într-o experiență care să-l smerească. Pentru că un om care crede că e grozav în împărăția lui Dumnezeu este un pericol pentru împărăția lui Dumnezeu, unde atmosfera trebuie să fie Dumnezeu poate totul. Aceasta este explicația pentru foarte multe dintre durerile prin care noi trecem în viață. Nu pentru toate, ci doar pentru unele dintre ele. Când ne credem soluția la orice problemă, când ni se pare că suntem cei mai potriviți într-un anumit domeniu sau în toate, atunci Dumnezeu vrea să ne spună: slava excelenței nu e a ta, e a mea, dă-te jos. Și dacă nu știm să ne păstrăm noi acolo, ne împinge Dumnezeu. Nu există har mai mare decât să te corecteze Dumnezeu și să fii unde trebuie. E o mare binecuvântare să-și facă Dumnezeu milă de tine și să te corecteze, decât să te lase așa și să ajungi în locul celor mândri, să fii judecat odată cu lumea. Apropiindu-mă de încheiere, frați și surori, aș vrea să privim în al patrulea rând la locul, împrejurarea și timpul întrebării lui Dumnezeu pentru Moise. Locul, împrejurarea și timpul pe care Dumnezeu le folosește să-l întrebe pe Moise ce ai în mână. Locul unde Dumnezeu îi pune întrebarea aceasta lui Moise era departe de Egipt, departe de idolatrie, mândrie, lux, violență și păcat. Dacă l-ar fi întrebat în Egipt ce ai în mână, ar fi spus sabie, sceptru, putere, soldați, violență, lux, păcat, idolatrie. Asta avea în mână. Dar îl duce Dumnezeu pe Moise într-o situație de umilire, unde toate aceste lucruri devin trecut, unde se sfințește că nu mai are încotro, unde îl cunoaște pe Dumnezeu Jehova, și atunci când Dumnezeu îl curățește, vine la el și îl întreabă: acum ce mai ai în mână? Timpul când Dumnezeu îl întreabă este atunci când Moise devine interesat de lucrarea lui Dumnezeu. Moise n-a fost interesat de lucrarea lui Dumnezeu. Însă la un moment dat, când ajunge în umilință și în criză, vede o flacără de foc care nu se mai epuizează. Îi se pare de domeniul supranaturalului și se întoarce să vadă ce este. Manifestă interes pentru asta. Când Dumnezeu îl vede pe Moise că are interes pentru el și pentru lucrarea lui, atunci hotărăște că a venit timpul și îi vorbește lui Moise: te miri? De ce nu te cheamă și pe tine Dumnezeu în lucrare? Păi dacă toată viața mergi numai cu 80 de maile, Dumnezeu nici n-are timp să-ți vorbească. Oprește-te un pic la rugăciune să vezi că Dumnezeu îți vorbește și ție. Te miri de ce nu te visezi cu Iisus? Păi dacă toată ziua te uiți la televizor și la computer numai la prostii, cum vrei să visezi noaptea cu Iisus? Visezi toți cu chestiile alea pe care le vezi. Numai coarne, numai coz, numai baubau, numai... tot asta visezi. Și doar cu lumina aprinsă. Tu vrei să te visezi cu Iisus în condițiile astea? Te miri că de ce nu Dumnezeu nu-ți vorbește și ție? Și de ce numai bunicul a avut vise și vedenii? Păi vei avea și tu vise și vedenii dacă te vei opri o clipă să te rogi, să citești Scriptura, să-ți modifici prioritățile. Că Dumnezeu vrea să-i vorbească și lui Moise. Dar acum e lângă faraon și nu are timp. Dar te va duce Dumnezeu la oi și la capre și să vezi cât timp ai acolo. La începutul vieții mele spirituale am fost pus în situația să încep să predic, pentru că am fost implicat în formarea unei biserici atunci. Și tratam, după valorile din vremea aceea și după posibilitățile materiale din vremea aceea, cu iresponsabilitate pregătirea predicii, rugăciunea, pregătirea inimii și, în general, slujirea. Am întâlnit un bărbat bătrân care mi-a folosit mult în formarea mea și el mi-a spus următorul lucru: de ce nu te pregătești mai mult? Și am zis: n-am timp. Dar dacă Dumnezeu îți face mai mult timp, o să-l folosești pentru el? Și am spus: da. Dar de ce nu-ți faci timp? Nu pot, n-am. Peste câteva zile m-am îmbolnăvit și am stat o lună de zile în spital, fără să am voie să mă dau jos din pat. Pentru un bărbat tânăr și activ,
este un chin teribil să stai o lună de zile imobilizat. Au trecut câteva zile și nu mi-am dat seama ce se întâmplă. Și neavând ce să fac, am început să citesc Biblia. Și citind Biblia, mi-am adus aminte că acum am timp. Și mi-am dat seama că, pentru că eu nu am fost în stare să-mi fac singur timp, mi-a făcut Dumnezeu. M-am rugat de multe ori acolo în spital, atâtea injecții mi-au făcut. M-am rugat de multe ori atunci în spital și am zis așa: Doamne, câtă viață voi mai avea? Nu o să te mai rog pe tine să-mi faci timp, o să încerc să-mi fac singur. Lui Moise i-a făcut Dumnezeu timp. Și acum cât era ziua de mare, n-avea altceva de făcut decât să se uite la cer, la pământ, la dealuri, la munți, la lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu. Nu mai era faraon, prinții și prințesele să-l țină de vorbă. În al treilea rând, după locul, după timpul, împrejurarea în care Dumnezeu îi vorbește este atunci când se află singur cu Dumnezeu, este atunci când este interesat de Dumnezeu și este atunci când se desparte de Egipt. Acesta a fost timpul, locul și împrejurarea în care Dumnezeu s-a dus la Moise și i-a vorbit. Toiagul acela pe care Moise îl avea în mână era un băț pe care îl folosesc ciobanii pentru oile lor, pentru turma pe care o păzesc. Și observați, vă rog, că toiagul acela era singurul lucru pe care Moise îl avea și tocmai toiagul acesta devine obiectul minunilor lui Dumnezeu prin Moise. Bățul acela simplu, care era un băț dintr-un pom, devine dintr-o dată miracolul pe care Dumnezeu îl folosește în viața lui Moise. Acest lemn devine o minune în momentul în care Dumnezeu intră în viața lui Moise. El a avut toiagul acesta în mână și înainte să vină Dumnezeu la el. Dar toiagul acesta era doar ceva cu care se sprijinea, cu care scormonea în pământ, cu care lovea poate vreo capră neastâmpărată sau cine știe ce mai făcea cu el după îndelenicirea unui cioban. Dar când se întâlnește cu Dumnezeu, acest toiag capătă puteri ieșite din comun. Priviți, vă rog, că întotdeauna Dumnezeu, când cheamă un om, folosește ceea ce omul are. Aduceți-vă aminte de femeia aceea care este în criză din 2 Împărați, capitolul 4, și merge la Elisei, omul lui Dumnezeu, și îi spune: cineva îmi ia copiii robi și o să-i vândă în târgul de sclavi, fă ceva pentru mine. Și el o întreabă o întrebare ciudată: ce-i acasă? Și femeia spune: păi dacă aveam ceva acasă, nu mai veneam la tine, n-am nimic. Ba da, acasă trebuie să ai ceva, orice om are un pic. Și ea spune: am undeva pe fundul la o farfurie, la un vas, niște unde lemn, dai puțin. Și omul lui Dumnezeu spune: ăla-i secretul, du-te acasă. Din puținul acela se va face mult. Întotdeauna Dumnezeu folosește puținul pe care îl ai și îl înmulțește. Toiagul acela Moise l-a avut tot timpul în mână, dar n-a fost bun decât de un simplu băț. Când se întâlnește cu Dumnezeu, datorită relației cu Dumnezeu, toiagul acesta devine obiectul supranaturalului din viața lui Moise. De aceea Dumnezeu, ca să-l facă conștient de ce are în mână, dar el avea în mână ce avea datorită la ceea ce avea în inimă, îl întreabă: ce ai în mână? Și Moise spune: adică cum ce am în mână? Am toiagul cu care tot îl țin în mână, altceva nu mai am. Și Moise spune, Dumnezeu îi spune: ăla-i secretul. Dar ce secret, Doamne, că ăsta l-andă mult? Știți cum Dumnezeu face un pic de școală cu Moise ca să îi explice cele trei semne? Aruncă toiagul, se preface într-un șarpe, bagă mâna în sân, o scoate plină de lepră, după aceea o vindecă băgând-o din nou în sân și în al treilea rând ia apă, o picură și se preface în sânge. Ei, când Moise vede asta, rămâne uluit și el realizează că nici la curtea lui Faraon, vrăjitorii de acolo nu erau în stare să facă așa ceva. Întrebarea aceasta are următorul scop. Moise ținea în mână un simplu băț. Dar pentru că acum Dumnezeu trăia în inima lui, acest simplu băț devenea un obiect de slujire prin care se manifesta autoritatea lui Dumnezeu din inima lui. Dar Moise nu știa asta. Și acum Dumnezeu trebuie să explice asta. Și ca să explice, îl pune într-o situație pe care o regizează și îl întreabă: ce ai în mână? Atunci când am fost pentru prima oară pus în situația să predic, aproape cu forța am fost împins acolo. Să predic? Asta este un lucru pentru oameni mari și grozavi.
Să cânt? Asta o fac numai oamenii grozavi. Să stau la ușă? Asta este un lucru pentru oamenii grozavi. Să dirijez? Asta e un lucru pentru oamenii grozavi. Să conduc programul? Ei bine, toate aceste lucruri, când suntem puși să le facem, ni se pare că nu sunt pentru noi. Și Dumnezeu este pus în situația să ne pună întrebarea aceasta: ce ai în mână? Doamne, dar ce să am în mână? Lucrul ăsta îl țin de 20 de ani, n-are nicio valoare. Aș vrea să închei, frați și surori, așa cum spuneam, să ne luăm câteva minute pentru discuția noastră. Însă înainte de încheiere, de rugăciune, mă uit la dumneavoastră și fiecare vă cunoașteți experiența cu Dumnezeu. Poate au fost momente în viața dumneavoastră când ați trăit la faraon și ați fost ca niște prinți și v-a mers bine. Probabil chiar acum sunteți acolo. Și nu știți de Dumnezeu decât de prinți și prințese. Sau poate ați fost cândva la faraon și v-ați bucurat de huzur și de confort. Dar acela este trecut, pentru că acum Madianul vă este locul unde respirați, unde miroase a capre, a oi și unde trăirea, existența are o modestie uluitoare. E bine, în această situație, când te faci mic în ochii tăi, când nu mai pui preț nici pe bogăția ta, nici pe inteligența ta, nici pe slujba ta, nici pe relațiile tale, când te vezi un nimeni și pe Dumnezeu totul, Dumnezeu vine la tine și te întreabă: ce ai în mână? Și tu spui: Doamne, un om ca mine, ce să mai aibă în mână? Dragi tineri, dacă ar veni Dumnezeu la voi și v-ar spune că de mâine trebuie să faceți o lucrare mare și v-ar întreba: ce ai în mână? Ce ai îndrăzni să-i spui? Doamne, am o bibliuță, dar ce să știu să fac cu ea? Pentru că tu te știi pe tine singur. Tu neglijezi faptul că Dumnezeu este cu tine. Tu neglijezi că nu mai ești singur și pe lângă Dumnezeu mai este și Aaron cu tine. Și tu te comporți ca un om care nu ești bun de nimic, măcar că Dumnezeu vrea să te promoveze. Dumnezeu vrea să te ridice. Dumnezeu vrea să spună că acum ești un vas ales pentru o lucrare de cinste. Dumnezeu vrea să-ți dea îndrăzneală, dar nu în fire, în Duhul. Dumnezeu nu vrea să te umfle, Dumnezeu vrea să te ridice. Și Dumnezeu te întreabă: ce ai în mână? Ce faci cu ce ai în mână? Câți dintre noi nu avem în mână daruri cu care am putea să schimbăm multe lucruri? Și nu schimbăm nimic pentru că întoarcem mâna invers. Câți dintre noi nu avem bani, soluții, oportunități, cuvinte de spus, daruri, slujbe sau lucrări ce ar putea face o diferență pentru mulți oameni? Dar întoarcem mâna invers de dragul confortului, a nepăsării sau altor factori asemenea acestora. Și Dumnezeu vrea să ne trezească. Se întâlnește cu noi, dar să știți că în momente de singurătate, nu de aglomerație. Nu este așa că atunci când ești aglomerat, n-ai timp să te concentrezi la un singur om. Vrei să vorbești cu el și te întreabă și el, și el, și el, și nu mai știi la care să te uiți. Și nu te poți împărți. Și nici nu te poți dedica unuia să vorbești bine cu el. Și arunci la fiecare câte o privire și îi neglijezi pe toți. Ei, Dumnezeu așteaptă până ești singur, singur cuc, cum se zice în românește. Și atunci când ești singur, vine la tine, că atunci ai timp, și te întreabă: ce ai în mână? În seara aceasta îndrăznești să spui lui Dumnezeu că n-ai nimic? Cum n-ai nimic, omule? Dumnezeu a investit în tine, poate prin părinții tăi, poate prin biserică, poate prin cineva care te-a învățat, care ți-a dat, care te-a binecuvântat. Vreau să te întreb: de ce ascunzi lucrul care l-ai în mână? Lucrul acela nu ți-a fost dat pentru tine, nici pentru oi, nici pentru capre. Lucrul acela ți-a fost dat pentru onoarea lui Dumnezeu și pentru eliberarea sclavilor. Dumnezeu vrea să te facă un eliberator de sclavi. Poate propriul copil este un sclav. Poate tovarășul de viață este un sclav. Poate unul dintre părinți, poate colegul de muncă sau poate chiar persoana care încălzește banca seară de seară lângă tine în adunare este un sclav. Și Dumnezeu te întreabă: ce ai în mână? Și vrea să te facă conștient că în tine există autoritate. În tine există mireasmă. Atunci când Isaac a trimis pe fiii săi, când Iacov a trimis pe fiii săi în Egipt, știți ce le-a spus ea cu ei?
Egiptul avea de toate, n-avea nevoie de nimic. Bani, posibilități, aveau hambarele pline. Dar el le spune un singur lucru: luați cu voi leac alinător. Egiptenii n-au leac alinător. Au bani de întoarce cu, îi întorc cu furca, dar n-au leac alinător. Ce ai tu în mână? Poate tu ești supărat pe Domnul și nu vrei să faci nimic pentru numele Lui. Poate te crezi prea tânăr sau prea bătrân. Poate zici: eu am case de construit. Și tot timpul tău îl investești în case care vor arde, timp în care nu faci nimic pentru cea care va rămâne. Ce fel de judecată ai tu? Nu te gândești că viața aceasta este scurtă și Dumnezeu ți-a dat și ție un talent ca să lucrezi pentru împărăția Lui. Tu ești fratele meu și amândoi ar trebui să stăm umăr la umăr, să lucrăm pentru regele care a murit pentru noi. Și în seara aceasta El vine la noi și noi suntem ocupați cu construirea casei sau cu altceva. Și El ne întreabă: oprește-te puțin, ce ai în mână? Și noi spunem: Doamne, n-am timp să discut asta. Și știi ce face Dumnezeu atunci? Te împinge într-un necaz ca să rămâi singur și ca să-ți poți face timp pentru El, ca să ai timp să vorbești cu El. Vrei să ajungi acolo? Dacă vrei să ajungi acolo, doar dă-i timp lui Dumnezeu și acolo vei ajunge. Dar dacă nu vrei să ajungi acolo și seara aceasta de predică înțelegi că este pentru tine, atunci ascultă-mă. Tu ai în mână ceva ce trebuie folosit pentru Domnul. Ai în mână un leac alinator pentru cel care plânge lângă tine. Nu-l mai disprețui pe fratele tău. E și el un om ca tine. Atunci când Wurmbrand a fost în închisoare, un preot din România a fost bătut până aproape să fie mort ca să împartă cina Domnului cu excremente umane. Și până la urmă a făcut asta. Și eu l-am auzit cu urechile mele pe fratele Wurmbrand într-un seminar pe care l-a ținut, că povestea asta. Și când omul acela s-a întors după o perioadă lungă de convalescență să-și revină din starea aceea de aproape mort fusese, fratele Wurmbrand l-a chemat și l-a întrebat mirat: frate, cum ai putut să faci asta? Omul ăsta s-a uitat plângând la el și i-a spus următorul lucru: frate, nu mă judeca, am suferit mai mult decât Iisus Hristos. Ascultă-mă, lângă tine este un om a cărui experiență tu nu o cunoști. Lângă tine este un om a cărui durere tu nu ești în stare să o măsori. Lângă tine este un om care trăiește într-o dramă pe care nu ai capacitatea să o înțelegi. Nu-l mai judeca, el are nevoie de leac alinător. Ce ai tu în mână? Folosește ce a pus Dumnezeu în mâna ta ca să-l mângâi pe omul acela care e lângă tine. Să-l împingi jos și să-l lovești cu dispreț este ușor. Încearcă să-l ridici. Încearcă să-i dai ceva să bage în gură, să prindă la inimă. Spune o vorbă de duh. Spune un cuvânt de încurajare. Ridică-l, că e și el un suflet de om ca și tine. Poate ai fost și tu odată acolo, sau dacă n-ai fost, te va duce Dumnezeu și pe tine mâine în școala asta. Omule, ce ai tu în mână? În afară de un bici cu care trosnești pe toți, ce mai ai în mână? Răspunde în seara aceasta, ce ai tu în mână? Ce faci tu constructiv cu ce ai în mână? Dincolo că lovești peste obraz pe mulți, părându-ți-se că nu mai e nimeni ca tine, ce ai în mână? Pe câți vindești cu ce ai în mână? Pe câți ridici cu ce ai în mână? Pe câți binecuvintezi cu ce ai în mână? Pe câți nenorociți hrănești cu ce ai în mână? Ce ai în mână? E o întrebare obsedantă pe care o pune Dumnezeu. Moise, te-ai lăfăit în confortul din Egipt. Moise, acum ești dezamăgit și alergi după oi și capre. Moise, eu vreau altceva să fac cu tine. Ce ai în mână? Un amărât de băț. Ascultă-mă, când eu sunt Dumnezeul tău, bățul acela devine un toiac prin care se face minuni. Când eu sunt în inima ta, mâna ta, piciorul tău, vorba ta, privirea ta, relația ta, toate lucrurile devin un instrument în mâna lui Dumnezeu. Vorbește-i fratelui de lângă tine, Dumnezeu te va folosi. Roagă-te pentru fratele de lângă tine, Dumnezeu te va asculta. Mișcă-ți un deget pentru lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu te va folosi și va lucra prin tine. Fii pregătit să-ți dea Dumnezeu vise, vedenii, descoperire. Fii pregătit să te folosească Dumnezeu în predică, în cântare sau în alte slujbe. Nu mai sta degeaba, uite-te în mâna ta. Tu ai ceva,
Tu trebuie să folosești acest ceva. Dumnezeu te vrea așa. Ascultă-mă, tu poți să fii un Moise care mori ori la palat, ori cu oile în Madian. Dar Dumnezeu nu te vrea nici plin de sine la faraon, nici gol de sine și plin de mânie și de nemulțumire și de disperare în Madian. Dumnezeu te vrea în mijlocul poporului ca un leac alinător, cu un lucru pe care Dumnezeu ți l-a dat în mână, vindecând și alinând. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și fiecare care ne cunoaște în viața să ne smerim și să ne rugăm. Și Dumnezeul plin de milă și de bunătate să fie.